Bună ziua! Ne aflăm la prima ediție a Cupa Mușatinilor la baseball în 5, un sport nou, dar foarte îndrăgit în orașul nostru. Dau cuvântul domnului primar Leonard Achiriloae să vă ureze ce are el de spus. Mulțumesc! Ca la prima ediție, emoțiile sunt de înțeles. Bună ziua și bine ne întâlnim aici pe terenul Colegiului Național Roman Vodă la, așa cum am înțeles, prima ediție a Cupei Mușatinilor, Baseball 5, Baseball 5, și avem aici deja patru echipe participante și mă bucur că putem inaugura acest sport care înțeleg că deja capătă o mare expansiune la nivel european. Domnule profesor, mă bucur că ați avut această inițiativă și vă asigur de deschiderea și de sprijinul meu mai departe. Totodată îl salut pe domnul director și mulțumesc și dumneavoastră pentru implicare și pentru sprijin, pentru că, așa cum știm cu toții, doar în echipă putem câștiga. Și voi, dacă sunteți o echipă bună, competitivă și vă înțelegeți, aveți rezultate bune. Noi la fel, dacă reușim să facem echipă, să ne sprijinim unii pe alții, iată că astăzi, în cadrul zilelor municipiului Roman, putem da startul la prima ediție a acestui sport aici în Roman. Sunt convins că la anul vom fi mai multe echipe și interesul va fi unul mult mai mare. Dar știți cum este, cu pași mici și siguri ajungem acolo unde ne dorim. Vă felicit pentru faptul că faceți sport, știți cum este, o minte sănătoasă nu poate fi decât într-un corp sănătos, iar acesta îl obținem făcând sport, făcând mișcare, dând exemplu celor care poate astăzi stau pe margine, dar mâine vor fi alături de voi într-o echipă cu care să ne confruntăm sportiv și de fiecare dată, cum se spune în sport, o vorbă frumoasă, cel mai bun să câștige. Vă urez mult succes și vă aștept de fiecare dată aici la Roman să devină acest concurs o tradiție. Mulțumesc, domnule profesor, felicitări și mai departe succes și aici unde mai participați la celelalte competiții. Așadar, am să-l rog acum să-i dau microfonul mai departe domnului director să ne transmită dumnealui un îndemn. Vă rog, domnul director. Mulțumesc frumos. Nu pot decât să urez succes echipelor participante. Sper să se simtă bine la noi, să le vină totdeauna cu plăcere și să plece cu amintiri frumoase de aici. Un succes! Avem prima echipă invitată, Spartanii din Săvoani. Numeroși! Prima echipă, o parte din ei vor fi reprezentanții României la campionatul european din Franța, în Chamonix, din luna octombrie. Ei se pregătesc pentru lotul național de BS Roman. Astăzi o să fie sub forma de BS Roman. Următoarea echipă este la fel, tot o parte din echipa lotului național de seniori, care a participat anul trecut în Lituania la campionatul european în luna noiembrie. Echipa de seniori o să numim la lotului național. Și nu ultimii, cei mai tineri, viitorul nostru, ei sunt la categoria under 15 ani, viitori elevi din toamna aceasta la Liceul Program Sportiv. Astăzi, putezătorii din Gherești. Hai! Au! Ia, ia! E, cu capabilitate!
dacă aproape. Vorbește aici dacă pleacă. Hai, lasă că dăm 2 și 1. Vorbește aici dacă pleacă. Pleacă, Sorin! Nu, dă-i. Hai, Sorin! Hai, Sorin! Hai, domnul, jucăm unul! Gata?